Dumnezeu ne-a pecetluit cu Duhul Său și în Efeseni 4 El spune: există un singur botez, o singură credință, un singur trup, un singur tată, un singur domn. Și mai departe spune: El a pus în biserică o slujire pentalaterală. Apostoli, proroci, învățători, pastori, pentru desăvârșirea sfinților. El arată o taină. Ce este biserica din exterior, ce este biserica din interior. El arată de plin, 3 de 4 de 5 de, arată din toate părțile de la întemeierea lumii. Arată de ce biserica este deja așezată acolo, de ce este atât de măreață, deoarece este familia, sunt copiii lui Dumnezeu. Noi cu Iulia discutam, râdeam și spuneam: când te uiți la viața în slujirea pentalaterală, înțelegi cum Dumnezeu revarsă har. Elena a venit și spune: mi-am găsit mire, seamănă cu voi. Și pe exterior și în duh, doar că sunteți bătrâni, dar el este plin de foc, a adus deja 10 oameni la Dumnezeu și este doar câțiva ani credincios. Am ascultat, îmbătrânim. Am spus: copilașule, când noi cu Iulia am fost credincioși de 2 ani, când Iulia a fost credincioasă de 4 luni, eu de 1 săptămână, am luat și am plecat în altă țară. În primul an am deschis biserica și încă nu aveam 2 ani de pocăință când sărbătoream primul an al bisericii. Acolo se vindeca și cancerul și orice boală. Și sala era plină. Acolo era interzis să ne adunăm, dar am reușit să închiriem o sală. Erau asemenea legi că era interzis, biserica acționa pe ascuns. Am fost credincioși de 2 ani și am adunat o sală de 200 de locuri, nu era niciun loc liber. Și la această aniversare am invitat un predicator. El a ieșit, a luat microfonul și a spus: eu nu am ce face aici. Haideți să ne închinăm și să ne rugăm. A fost o asemenea prezență că nu știu cine mai stătea în picioare. O prezență evidentă a lui Dumnezeu. O asemenea atmosferă că nimeni nu putea să iasă din acea încăpere, să intre. Era o prezență puternică. Oamenii se vindecau. A fost har. Și oamenii cărora noi personal am propovăduit de la început, în primii ani, în baza cărora am zidit prima biserică, ei și astăzi sunt credincioși și sunt pastori. Doi ani. Eu spun: copilașule, 2 ani. Și eu vreau ca voi să faceți cel puțin același lucru. Dumnezeu pune în slujirea pentalaterală. Când Dumnezeu unge, dă har, este ca și în filme despre supermen. Vorbeam cu Iulia despre filme supermen, oameni X, echipe, misiuni imposibile, totul super, super, super. Vreau să vă spun, Dumnezeu are asemenea oameni unde X-uri sunt la cel mai înalt nivel, care sunt super, deoarece ce fac ei nimeni nu poate să facă, deoarece Dumnezeu lucrează prin ei. Prin Duhul Său Sfânt. Iată ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Și poate vrei să faci aceste lucruri, să le copii, dar nu poți, deoarece ca să faci la fel, trebuie să fii super cu Dumnezeu. Trebuie să ai super ungere de la Dumnezeu. Trebuie să ai super har de la Dumnezeu. Trebuie Dumnezeu. Oamenii
de multe ori ignoră biserica. Deși ați văzut în Efeseni 3, versetul 10, este scris că biserica este acel indicator prin care întreg universul se uită la această taină care a fost de la început. Dar de multe ori oamenii pleacă din biserică, ei nu înțeleg ce înseamnă biserică, se mândresc, se concentrează asupra altor lucruri. Și diavolul cândva a pierdut cerul, a ispitit o mulțime de îngeri. De ce? El avea părerea proprie, avea mândrie. Dacă ne vom uita în rai, ce s-a întâmplat cu Adam și Eva? De ce ei au pierdut raiul? S-au mândrit. Diavolul a vrut să fie ca Dumnezeu și aceștia au vrut să fie ca Dumnezeu. Astăzi, mulți oameni au trecut prin biserică, prin această taină și acești oameni au dispărut. Știi de ce? Din același motiv din care a căzut însuși diavolul, din cauza mândriei. Deoarece ei spun, noi suntem direct cu Dumnezeu. Biserica deja este pusă acolo. Ce poate să fie mai direct? De ce Dumnezeu a dat autoritate bisericii, a pus slujirea pentalaterală? Și este important să înțelegem aceasta. Dar când ne concentrăm asupra firii, cum Elena a venit, el e tânăr, voi cândva ați fost, dar acum tinerețea câștigă. Și de multe ori oamenii vin și spun, Dumnezeu mi-a spus ceva. Am văzut de multe ori cum oamenii pleacă din biserică, dezbină biserică sau încă ceva. Ascultă, am să-ți spun ceva. Poate acest lucru te va mântui. Tu te-ai pocăit, poate câțiva ani în urmă, și ai hotărât că deja ești deștept. Mai deștept decât biserică, decât pastorul, mai deștept decât slujirea pentalaterală. Acum nu mai ai același drum cu biserică, poți să faci ceva singur. Atunci am o întrebare. Dacă tu stai aici cu părerea proprie și crezi atât de mult despre tine, cu ceva ești de acord, cu ceva nu, undeva ai pus cratița în cap, am o întrebare către tine. Oare poate Dumnezeu să greșească? Cel care de la întemeierea lumii a ales copiii săi și a făcut toate aceste lucruri încă înainte întemeierii lumii și toți se uitau la această taină și doar acum ea se descoperă tot mai mult prin Isus, prin biserică. Nu pot să înțeleg de ce Dumnezeu a greșit, de ce El a luat și a lucrat printr-un pastor care are biserică și nu te-a găsit pe tine mai înainte și nu te-a făcut pastor. Dar m-a găsit pe mine sau pe un alt slujitor pe care l-a făcut pastor, apostol, a dat slujire pentalaterală. Am o întrebare. A greșit Dumnezeu sau altcineva? Lucrează, circulația bună ajută. Dumnezeu ne-a ales în El de la întemeierea lumii, în Isus. Isus nu poate fi separat de biserică. De aceea Pavel spune, taina aceasta este mare. Isus nu poate fi separat de biserică, ca și bărbat și femeie. Ea este luată din bărbat, este una. Tot așa și aici, una. De ce în capitolul 4 el spune, nu acționați după fire. Nu întristați Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Amin. În capitolul 5, el arată lucrurile din interior. Efeseni 5 cu 3. Curvie sau orice altfel de necurăție sau locămie de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Necurăție poate să fie în acțiuni, în conștiință, în gânduri, în viață, oriunde. Orice necurăție nu trebuie nici să fie pomenite. Lăcomie de avere, curvie, totul este clar.
Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nichibzuite, adică bârfe, vorbe nefondate, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Căci, dacă faci aceste lucruri și îl întristezi pe Duhul Sfânt și ai părtășie nu cu Dumnezeu, dar ca și Adam și Eva cu diavolul, nu ai moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Deoarece cel care este în neascultare nu este în neascultare față de om, dar față de autoritatea lui Dumnezeu, față de Dumnezeu. Când oamenii se împotrivesc bisericii, când oamenii sunt oamenilor care sunt puși în slujire, ce este aceasta? Mândria astăzi este promovată atât de mult, oriunde te-ai uita, și cu părere de rău chiar și în biserică. Mulți credincioși au doar fire, doar mândrie. Dar aș vrea să văd altceva. Ții minte cum am spus, copilașule, știi ce noi am făcut în 2 ani? Sau mai degrabă nu noi, ci Dumnezeu. Oamenii X. Iuri ne-a adus o carte, se numește Apostol. Și acolo autorul scrie, există un serial, Misiunea imposibilă. Iată, apostolii sunt cei care împlinesc misiuni imposibile. Sunt oamenii X. Sunt oamenii predestinați de Dumnezeu, de la începutul, de la întemeierea lumii, care pot să reziste la asemenea presiuni, la care oamenii nu rezistă. Ei merg acolo unde oamenii nu merg. Ei fac ceea ce nu face nimeni. Acestea sunt forțele speciale a lui Dumnezeu. Țineți minte capitolul din Evrei. Prin credință, este despre acești oameni. Într-adevăr, sunt atât de utopici toți aquameni, supermeni. Cred că toate aceste povești sunt ca să ne distragă atenția de la adevărata aventură lui Dumnezeu care se desfășoară acum și la care putem să luăm parte dacă vom fi oameni smeriți. Și ne întristează că niciun film de la Hollywood nu povestește despre ce a fost înainte de creație, ce a făcut Isus. Cum El a biruit, cum El este Domn al cerului, al pământului, al locuinței morților, cât de limitate sunt aceste filme. Următorul clip vom face se va numi Ozineu este varză. Ozineu varză va fi un clip mic, dar cred că trebuie să facem ceva mare ca să putem să înțelegem lucrurile încă de la întemeiere. Iulia, tu vorbești aici despre oameni, dar oamenii se gândesc la Revelion. La salate? La băuf? Nu, Stanislav, la noi acum se nasc oamenii X. Voi ați fost predestinați încă înainte întemeierii lumii, dar nu știți și diavolul mereu vă minte, mereu vă aduce ideile lui, dar pastorul vă va deschide, va descoperi potențialul vostru. Chiar și tinerii au venit și au spus că suntem bătrâni și pastorul înțelege că timpul nostru este limitat și cineva va trebui să continue lucrarea. Cineva va trebui să continue și să propovăduiască și în timpul Apocalipsei. În realitate, misiunea este posibilă atât timp cât este Dumnezeu, Duhul Sfânt, Biserica. Dumnezeu întotdeauna are oamenii pe care i-a predestinat să împlinească voia Lui și aceștia sunteți voi, cum Pavel spunea vouă, preiubiților, predestinați înainte întemeierii lumii, chemați, aleși, sfinți.
Și aceasta este revelația pe care mereu o fură diavolul, ca să nu intrăm în această chemare. Dar există apostoli, proroci, învățători, aceștia sunt pastori, sunt oamenii de fier, sunt oamenii de la Dumnezeu, care pot să reziste la toată greutatea acestei clădiri în care toți voi sunteți pietre vii, așa că această clădire se va zidi până la a doua venire a lui Iisus Hristos și noi credem în fiecare dintre voi că veți putea să împliniți voia lui Dumnezeu, că veți putea să aduceți rod și veți putea cu demnitate să-L întâlniți pe Iisus Hristos. Și nu va trebui să vă uitați la toate aceste seriale, dar voi veți fi acești participanți veșnic. Voi veți fi acești eroi, acești super oameni, deoarece în voi locuiește Dumnezeu, Duhul Sfânt. Voi sunteți cei care ați prețuit chemarea Lui, biserica. Sper că chiar dacă tu voiai să pleci, tu nu vei mai pleca din biserică. Deoarece unde să mergi? Dacă pleci din biserică, doar ca să ai părtășie cu diavolul. Dar noi trebuie să împlinim misiunea. Vă mulțumesc, pastore, pentru acest film de acțiune, pentru acest blockbuster, serial. Vreau să povestesc aceste lucruri copiilor. Întotdeauna îmi pare rău că copiii se uită la tot felul de povești despre vrăjitori, despre nu știu ce animale. Dar aș vrea ca aceste lucruri să fie povestite lumii și eu cred că vom putea să creăm asemenea produs care va povesti Evanghelia și copiilor și adulților și tuturor oamenilor. Pentru aceasta avem nevoie de revelație de sus. Mi-a plăcut cum zilele acestea ne-a sunat Igor și ne-a povestit cum el a pus clipul Ziua Judecății unui director la el în birou pe televizor și omul era foarte apăsat de ceea ce este la știri, era în frică din cauza informațiilor zilnice care mereu apasă. Și atunci când Igor i-a pus acest clip, omul a spus, acum am început să înțeleg. Adevărul face oamenii liberi. Slavă lui Iisus Hristos! Vă mulțumim, pastore! Am să vă spun despre acest clip. Acolo în două săptămâni sunt 30.000 de vizualizări, plus cred că tot atât ați arătat și voi la evanghelizare. Mai ales ieri ploua, dar pe nimeni nu deranja, toți se uitau la clipul nostru Ziua Judecății. Toți erau foarte interesați. Beau cafea afară și se uitau la ce îi arătați. Dar cum s-a născut acest clip? Timp de aproximativ 3 zile, pastorul se trezea dimineața, citea din Apocalipsa și îmi povestea. Am reușit să înregistrez unele, am trimis Anastasiei, ea a scos la imprimantă și noi am făcut Ziua Judecății. Deoarece revelația schimbă oamenii, revelația satură, revelația eliberează orice om. Ce putem noi să creăm singuri, fără revelație? Nimic. Dar aceștia și sunt oamenii predestinați de Dumnezeu care păstrează, care duc această revelație. Aceștia sunt oamenii Lui, oamenii supranaturali. Dar nu pentru că ei sunt supranaturali, dar deoarece Duhul, Cuvântul lui Dumnezeu trăiește în ei. Întotdeauna aștept cu nerăbdare aceste revelații. Data trecută și acum pastorul iarăși ne-a citit revelații și am început deja să lucrăm împreună cu echipa. Spun că de urgență trebuie să facem o scenetă de copii despre nașterea lui Iisus. Era ceva extraordinar despre maimuțe, despre evoluție. Anul acesta a venit plină sala de oameni, dar noi nici n-am împărțit pliante. Atât de mult oamenii doresc să vină și mă gândesc că data viitoare vom avea deja un action, îl vom crea conform predicilor pastorului și copiii noștri vor învăța aceste lucruri de mici, iar adulții care vor veni vor vedea o acțiune de proporții despre ce înseamnă nașterea lui Hristos. Este cu adevărat tare. Este cu adevărat minunat să trăim pentru adevăr, să purtăm adevărul,
și să transmitem adevărul oamenilor. Slavă lui Iisus Hristos! Așa că bucurați-vă! Cine astăzi nu a venit degeaba, ca să înțeleg? Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu să vă binecuvinteze ca să nu pierdeți nimic. Amin. În capitolul 4, când se vorbește despre apostoli, proroci, tot acolo, în versetul 7, este scris că Iisus dă daruri oamenilor. Adică Iisus a ales cine să fie apostol, cine să fie pastor. De ce? Deoarece dacă noi am fost aleși în Iisus înainte întemeierii lumii, atunci cine cunoaște pe noi și inimile noastre mai bine decât Iisus? Cine cunoaște ce chemare este pentru viața mea și a ta mai bună decât El? Și atunci când noi singuri începem să ne inventăm chemarea, noi încetăm să mai fim trupul lui Iisus. Iisus este capul, dar biserica este trupul și noi încetăm să mai fim trupul lui Iisus Hristos. Facem aceeași greșeală pe care a făcut-o Adam, Eva și pe care a făcut-o diavolul împreună cu îngerii. Deoarece biserica este casa lui Dumnezeu. De aceea în Efeseni 5, versetul 7, este arătat ce trebuie să facem din interior ca să nu repetăm aceste greșeli, ca să nu vină mânie lui Dumnezeu, să nu vă întovoroșiți, dar deloc cu ei. Nu, tu trebuie să te uiți cine trăiește după Duh, cine trăiește după fire. Unde sunt copiii lui Dumnezeu, dar unde sunt copiii diavolului? Fii neascultării. Fii neascultării, care se împotrivesc. Cine este împotrivitorul? Satana, diavolul, acuzatorul. Și astăzi, în biserici sunt mulți credincioși care se împotrivesc. Oare nu trebuie să fie într-un gând? Să fie un singur trup? Răspundeți. Poate Dumnezeu nu știa ce să scrie? Iarăși Dumnezeu a greșit când scria Biblia. A calculat de la întemeierea lumii, înainte întemeierii lumii, dar în Biblie, cu biserică. Sau poate noi nu suntem copii. Poate suntem împotrivitori. Trebuie să înțelegi ce Duh lucrează în tine. Amin. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Amin. Iisus spune, voi sunteți lumina lumii. Amin. Ce facem? Luminăm. Ducem această taină a lui Dumnezeu. Descoperim oamenilor. Acum se începe un an nou și noi ne bucurăm. Noi intrăm în noul an atât de sigur, atât de bine. Luminăm. Internetul luminează. Milioane. Infanteria merge. Gara Deribasovskaya pleante prin Odessa. Ce este aceasta? Lumină. Televiziunea lucrează, propovăduiește, arată biserica care este lumina pentru această lume. Autobuzele circulă, zeci de autobuze circulă și cheamă oamenii să se întoarcă la Hristos. Deoarece înțelegi în mâna cui este trecutul, prezentul și viitorul? În mâna lui Iisus. Lumina. Iată cu ce trebuie să ocupe copiii lui Dumnezeu. Un singur trup, un singur duh, un singur domn. Într-un gând, unitate, dragoste, nu împotrivire. Lumină. De ce Iisus spune, voi sunteți lumina lumii? Scopul este să fim uniți, să devenim o biserică adevărată, un trup adevărat, mâinile, picioarele, vocea lui Iisus. Dacă ai de gând să fii acolo cu Iisus,
Iisus te reprezintă acolo, dar tu în acest caz trebuie să-L reprezinți aici. Altă variantă nu este. Versetul 10. Prin biserică Dumnezeu a arătat domniilor, stăpânirilor, dracilor, tuturor oamenilor, întregului univers, întregii lumi, Dumnezeu a arătat, iată este taina mea, biserica mea este taina lui Dumnezeu. Pavel spune, aceasta este taina lui Dumnezeu, nu soțul și soția, dar Iisus și biserica, aceasta este taina lui Dumnezeu. Să nu scape această taină. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Dacă nu ar fi bunătatea lui Dumnezeu, oare am putea să facem ceva în viața noastră? Dacă noi pur și simplu ne-am bazat pe noi, sunt atât de deștept, suntem atât de talentați, ce am face? Vedem mulți oameni talentați. Dar rezultatul este puțin. Deoarece ca să fie rezultat, trebuie Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de roada luminii, bunătate de la Dumnezeu, ca să putem să împlinim totul, bunătate de la Dumnezeu. Avem nevoie de Harul lui Iisus. Fără El suntem limitați și neputincioși. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Dacă ești credincios, trebuie să cercetezi, este această voie lui Dumnezeu sau nu. Deoarece mai departe este scris, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Există biserici, credincioși, morți, care dorm. Dacă citești Apocalipsa, ce poți vedea? Iisus dă epistolă către cele șapte biserici și vedem că în multe biserici sunt probleme și probleme. Dar Iisus bate la ușa bisericii. Iisus nu spune pleacă din biserică. Iisus spune fii acolo și fii lumină. Amin. Dacă ești fiul și fiică lui Dumnezeu, trebuie să cercetezi ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și El se adresează bisericii din Efes și spune, la tine este bine, dar nu ai dragoste și dacă nu vei corecta, am să-ți iau sveșnicul. Fără dragoste nu mai este credință, este o religie. Dar religia deja este mânioasă, iritată, tinde spre violență. Dar credința tinde spre dragoste. Dar dragostea naște smerenie. Dar religia naște mândrie. Este diferență. Și ceea ce s-a întâmplat cu Biserica Bizantină, deoarece epistola către cele șapte biserici a fost scrisă Bisericii Bizantine. Domnul spunea, am să-ți iau sveșnicul și vedem că aproape nimic nu a rămas din acea biserică, deoarece biserica s-a îndepărtat de voia lui Dumnezeu. De aceea el spune, Efeseni 5:10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Poate ești într-o biserică care este moartă. Ce trebuie să faci? Să învii. Poate ești într-o biserică care doarme. Ce trebuie să faci? Să te trezești. Să trezești vecinul. Să învii vecinul. Să luminezi. Înțelegi? Cu ce ea se ocupă? Poate cu închinarea la idol sau altceva. Astea sunt biserici diferite. Răspândesc bârfe, religie și așa mai departe. Merg la biserică doar să roadă pantaloni. Să cercetez ce este plăcut înaintea Domnului. Dumnezeu nu a terminat să lucreze. Are o chemare pentru noi. Suntem copiii lui Dumnezeu. Nu uita unde Dumnezeu a înălțat biserica. Mai presus de orice. Pe Iisus a pus capul bisericii. Mai presus de orice.
și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândițele. Nu vă uniți, nu fiți prezenți când vedeți că cineva nu este într-un gând, se împotrivește. Nu luați parte, dar osândițele. Trezește pe cel care doarme, învii pe cel mort. Aprinde focul lui Dumnezeu ca lumina să lumineze, ca întunericul să fie biruit. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. De aceea oamenii spun, numai să nu spui la pastor. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumină. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Cum, pastore, ai făcut acest lucru? Nu eu am făcut. Hristos luminează. Este har, Duhul Sfânt lucrează. Scopul meu este să permit, nu eu, nu al meu, nu mie, nu noi suntem atât de talentați. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Care este voia Domnului? Amin. Îți spun o întrebare. Este biserica voia Domnului sau nu? Ce este voia lui Dumnezeu? Taina aceasta este mare. Înțelegeți care este voia Domnului. Și Pavel la 3:9 spune, isprăvnicia tainei. Care este isprăvnicia tainei? Biserica. Așa că înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Iulia spunea despre 3 zile. Nu așa au fost. Știți cum s-a scris ziua judecății? Mă rugam și la fiecare 10-20 de secunde mă apropiam și spuneam revelații. De-abia reușea să scrie sau să înregistreze. Și așa mă rugam, spuneam revelații și ea scria. Așa a fost scrisă ziua judecății. Într-o singură rugăciune. Dar cum vine asta? Duhul care este în tine îți permite să intri în altă lume, în altă dimensiune, la Tatăl și să primești revelații, să iei de la Tatăl binecuvântare și har. Amin. Nu vă îmbătați de vin. Nu fiți concentrați asupra lucrurilor materiale, ci asupra sufletului. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Dar eu mă rugam în limbi, mă rugam în Duh și Domnul dă revelație. Deoarece atunci când eu sunt în Duh, trupul meu este aici, dar eu sunt acolo. Deoarece eu sunt în Isus. Dar Isus este aici, deoarece El este în inima mea. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima lauda Domnului. Înțelegeți cu ce se ocupă oamenii duhovnicești? Ai simțit ceva? Te-ai pus lângă boxă, volumul mai tare și gata. Și boxa întărește acest trup. Și trupul se imbibă, se imbibă, se imbibă și gata. Iată ce fac oamenii duhovnicești. Ei nu merg să bârfească. Ei nu merg după un pahar. Ei nu merg după trup. Ei sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Aleluia! Mai departe, în capitolul 5 este scris despre soț și soție, că taina aceasta este mare. Dar mai departe, Efeseni 6:11, ne apropiem de concluzie. Spune concluzie. Cine suntem noi? Cineva astăzi a înțeles cine suntem?
Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva pastorului, împotriva fratelui, împotriva sorii, împotriva liderului, împotriva pastorului Iuri, împotriva Maiei, nu împotriva lui Oleg, nu împotriva Tatianei. Cine este cu mine? Dar cine este cu Iisus? Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și cine are această misiune? Biserica, copiii lui Dumnezeu. Deoarece diavolul a orbit mințile, a afectat mințile oamenilor, ca pentru ei să nu lumineze lumina mântuirii, adevărului. De aceea scopul copiilor lui Dumnezeu este să aducă lumină. De aceea noi aducem lumină, investim viața noastră, finanțe, timp, talente, daruri. Pentru ce? Lumină. Mântuirea altor oameni, pentru mântuirea copiilor lui Dumnezeu. Deoarece lupta noastră nu este împotriva fraților, surorilor, cărnii și sângelui, dar împotriva stăpânirilor, împotriva armatei demonice. Pentru aceasta Dumnezeu ne dă armura lui Dumnezeu. Și care este ea? Haideți să citim. Stați, dar gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platușa neprihănirii. Neprihănirea vine din inimă. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Pacei, pe deasupra tuturor acestora să luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Închipuiți-vă că acesta este luptătorul despre care am citit. Luptătorul lui Dumnezeu. Coiful mântuirii, sabia, încins cu adevărul, scutul credinței, platușa neprihănirii. Dar este o singură problemă. Picioare. Problema cu picioarele. Problema cu încălțămintea râvnii Evangheliei. Problema cu evangelizare. Dar de ce este problema cu evangelizare? De ce nu poți să luminezi? Deoarece Iisus a spus în Faptele Apostolilor, veți primi putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi. Lipsește Duhul Sfânt. De ce nu ai putere să propovăduiești? Nu ai putere să evangelizezi. Noi putere să luminezi, noi putere să biruiești. Și ce atunci? Dacă este totul, dar este problema cu picioare. Ce o asemenea armată poate să câștige? Ce un asemenea soldat poate să câștige? Înțelegeți ceva? De aceea, lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui. Și noi sunăm înarmați ca să împlinim voia lui Dumnezeu. Amin. Picioarele, încălțămintea râvnii Evangheliei, noi ducem vestea Evangheliei, noi atacăm. Dar de ce noi atacăm? Deoarece noi suntem unși și Iisus a spus că puterea vrăjmașului este sub picioarele noastre. Dar dacă puterea vrăjmașului stă pe umerii tăi, atunci este greu și să te târăști. De ce Pavel spune, rugați-vă? Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruință și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Pe ce este concentrat Pavel?
Taina Evangheliei. În capitolul 6, el arată concluzia. Cine suntem noi? Cu ce trebuie să ne ocupăm? Cine este vrăjmașul nostru? Și dacă suntem aleșii lui Dumnezeu, cu ce trebuie să ne ocupăm? Să vestim taina lui Dumnezeu, să răspândim lumina lui Dumnezeu, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru că să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Pavel știa care este voia lui Dumnezeu. Taina. Știa taina isprăvniciei casei lui Dumnezeu. Biserica. Iisus a venit și a zidit biserica. Apostolii și-au dat viață pentru biserică. Și atunci când cunoști taina, casa lui Dumnezeu, taina aceasta este mare. Amin. Slavă lui Dumnezeu că Domnul ne dă Duhul Sfânt, de aceea nu neglijați botezul în Duhul Sfânt. Și în această biserică se produce botezul cu Duhul Sfânt, oamenii sunt umpluți cu Duhul Sfânt, vorbesc în limbi, propovăduiesc, sunt plini de putere, de ungere, să vindece bolnavii, să alunge demonii. Și atunci când aud că tineretul primește Duhul Sfânt, dar pe urmă se începe îndoieli, diavolul vine și spune, ce tot spui acolo, ce bolborosești? Ce faci? Ziua judecății, bălbărăsesc. Cuiva i-a plăcut astăzi taina lui Dumnezeu? Predică. Cine a primit ceva astăzi? Iată, aceasta este bălbărăseală. Pastorul a bărbosit în limbi și Domnul a umplut cu revelații. Cui îi plac cântecele care sunt în cuvântul lui Dumnezeu? Vă plac? Iată și aceștia sunt niște bălbărăseli. Prezență în Duh. Iată, dacă tu ceva nu înțelegi, mai bine taci. Un singur trup, un singur Duh, fiți într-un gând. Amin. Să luptăm cu toții pentru Duhul Sfânt. Și dacă undeva auzim, o, ceva nu este bine, am primit ceva rău, orice Duh care îl numește pe Iisus Domn este Duhul lui Dumnezeu. Dacă noi propovăduim, facem asemenea materiale și aici, în această biserică, Domnul Iisus este viu și ne botează cu Duhul Sfânt, naște o generație nouă care experimentează botezul cu Duhul Sfânt, atunci noi trebuie să luptăm pentru aceste lucruri, cu toții să ne susținem. Atunci când aud, o, cineva bălbărăsește ceva, eu încep să lupt, scot sabia cuvântului și încep să tai acești demoni, acești dragi, până nu pleacă cu toții. Și vreau ca toți să fie înarmați cu cuvântul lui Dumnezeu atât de puternic cât să nu rămână nicio îndoială că noi umblăm în Duhul lui Dumnezeu. Umblăm în adevăr, vorbim în limbi îngerești, prorocim, știm viitorul că putem călca peste toată puterea vrăjmașului. Aceste lucruri ne dă Domnul, deoarece noi suntem acești oameni, oameni veacului viitor, oamenii puterilor veacului viitor. Slavă lui Iisus! Binecuvântarea și ungerea lui Dumnezeu prin acest cuvânt pe care l-a descoperit pastor să fie peste voi în numele lui Iisus Hristos, să se producă botezul cu Duhul Sfânt. Și dacă nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt, să ne ridicăm. Vreau să vă mai spun câteva cuvinte. Țineți minte cum am început în primii 2 ani. Biserica avea 1 an, noi încă nu aveam nici 2 ani de credință și era o chestiune interesantă. Noi ne adunam și aveam un casetofon. Porneam caseta, jumătate de oră îl lăudam pe Dumnezeu, pe urmă întorceam caseta, porneam și jumătate de oră ne închinam. Și la primul an al bisericii am avut o sală plină. Peste 200 de oameni. Iată ce înseamnă când lucrează Dumnezeu. Și la asemenea întâlniri, Dumnezeu ne naște din Duhul Sfânt. Acest lucru s-a întâmplat cândva cu mine. Astăzi tu ai biserică, o laudă extraordinară, o sală extraordinară. Tu când propovăduiești, arăți și video. Dar noi n-am avut nimic. Nici sală, nici biserică, nici laudă. Nimic. Am venit, haideți să ne închinăm lui Dumnezeu. Am pus casetă. Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Înțelegi unde este diferența? Dar tu, în schimb, atât de mult crezi despre tine. Acesta sunt eu. Ascultă, nu ai fost cumva împreună cu diavolul acolo, în a treia parte? Verifică-ți Duhul. Nu pierde chemarea ta. Amin. Aleluia. Iisuse drag, Tu ești viu. Te rugăm. Te rugăm, iartă-ne. Iartă-mă, Doamne, pentru orice îndoială, pentru neînțelegerea tainei, neînțelegerea puterii, slavei, mărăției tale. Iartă-mă că mă îndoiam, nu aveam încredere în Tine, nu aveam încredere în mine, în cel apropiat, în planul Tău. Doamne, iartă-mă și curățește-mă. Iisuse, roagă-Te pentru noi înaintea Tatălui Ceresc. Adă o rugăciune pentru noi. Stropește-ne cu sângele Tău și Te rugăm, trimite-ne Duhul Tău Sfânt. Pune pecetea Duhului Sfânt. Aleluia! Pune pecetea Ta, Doamne! Botează-ne în numele Tău! Mă lepăd de toate faptele diavolului prin care m-am legat, prin cuvinte, prin gânduri, prin păcat, prin fapte. Mă lepăd de toate locurile unde m-am legat cu diavolul, fie în fapte, fie în gânduri. Mă pocăiesc de toate aceste lucruri, rup toate aceste legături, mă dezleg de toate aceste gânduri, cuvinte. Mă lepăd de toate aceste lucruri și Îl primesc pe Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Primesc puterea Lui Dumnezeu să calc peste toată puterea vrăjmașului, să fiu omul la care a visat Dumnezeu înainte întemeierii lumii, să fiu omul care este predestinat să ducă lumina Lui Dumnezeu în acest loc și în acest timp. Te rog, unge-mă, Doamne, toarnă Duhul Sfânt ca să lucreze cu putere prin mine, prin această biserică, prin tot ce facem. Noi cerem ungere, cerem înmulțire în anul nou. Tot ce nu am reușit să facem în toată viața, Te rugăm, fă ca în anul acesta, prin puterea Ta, prin mărăția Ta, prin harul Tău, Doamne, să facem, prin puterea Duhului Sfânt, căci nu prin putere, nici prin tărie, dar prin Duhul Tău Sfânt. Avem încredere în Tine și Te rugăm, luminează și sfințește anul care vine, să ne aducă o ungere nemaipomenită, să ne aducă slavă Lui Dumnezeu, să ne aducă mari minuni și mântuirea oamenilor pe care nu i-am văzut niciodată înainte. Doamne, aceasta este anul Tău, este harul Tău, este ungerea Ta. Ridică mâinile și roagă-Te mai departe. Aleluia, Tată! Ridicăm mâinile noastre către Tine, deschidem inimile noastre și Te rugăm. Tată, întărește-ne în Iisus Hristos, în ceruri și pe pământ. Doamne, ca să mergem cu îndrăzneală ca și trupul Tău, ca să Te reprezentăm pe Tine, ca să fim lumina pentru acest pământ, în numele Lui Iisus, întărește-ne prin Duhul Tău Sfânt, fă-ne puternici, crește-ne, crește-ne, Doamne, deoarece fără Tine nu putem nimic. Tată, deschide ochii noștri, deschide urechile noastre, dă-ne această creștere în numele Lui Iisus. Tată, iată-mă, ia-mă. Tată, Tu mă cunoșteai
încă de la întemeierea lumii. Tată, iartă-mă pentru că nu te-am cunoscut. Iisuse, iartă-mă pentru că nu te-am cunoscut. Nu am prețuit ce ai făcut pentru mine. Iartă-mă pentru că am neglijat familia ta. Duhul tău, în numele lui Iisus, mă pocăiesc pentru aceasta. Și te rog, Doamne, curățește-mă, unește-mă într-un trup, într-un duh, într-o credință, în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt, în numele lui Iisus. Unește-mă, Tată, noi punem viețile noastre înaintea Ta. Noi suntem niște vase, ia-ne, repară-ne și folosește-ne. Fă ordinea Ta în inimile noastre, ca ceea ce am făcut și ceea ce vom face să crească și să se înmulțească, să se înmulțească și să se înmulțească. Deoarece Iisus a spus că trebuie să facem mult mai mult. Tată, noi nu putem fără Tine. Noi nu putem fără Duhul Tău. Zdrobim inimile noastre. Ne smerim. Umple-ne cu credința Ta, cu dragostea Ta, cu lumina Ta, ca să fim copii adevărați ai Lui Dumnezeu. Și ca într-adevăr, har peste har, pe care L-a adus Iisus Hristos, să lucreze în viețile noastre. În numele Lui Iisus. În numele Lui Iisus. Și faptele noastre, viața noastră, să fie mult mai roditoare decât cea pe care am avut. Îți încredințăm viețile noastre, Doamne, și îți mulțumim pentru adevărul Tău, pentru îndurarea Ta, pentru Duhul Tău, pentru accesul în ceruri pe care îl dai, Doamne. Îți mulțumim, îți mulțumim, slavă, 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 să-i dai slavă și laudă! Aleluia! Slavă, slavă Ție, Domnul nostru! Fi lăudat, Iisuse, fi lăudat, fi lăudat, Doamne, în adunarea cea mare! Ești vrednic de slavă!